Fapte 16:16, în Biblie, pagina 1077, 1077, vă rog, cei bogați să împărțiți Scriptura cu cei săraci. Avem un obicei sfânt aici la stânca, tot ce avem să împărțim. Și când avem Scriptură, împărțim Scriptură. Când avem cozonac, împărțim cozonac. Când avem bani, împărțim bani. Doamne, ajută-ne chiar și aici să împărțim tot ce avem. Amin. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanal și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu miele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temnițele și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și i-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat toate legăturile. Temnicerul s-a deșteptat. Și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că-și credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Amin. Amin. Rog pe fratele Loțițu Cudean să ne conducă în rugăciune și să ceară milă și har și putere peste noi toți. Doamne, Tatăl, venim în fața Ta în dimineața și te glorificăm în primul rând că ne-ai plătit toată viața. Aleluia! Îți mulțumim, Doamne, Tatăl, că Tu ne-ai oferit în Tine care este în Tine. În diferent de gândurile noastre și de toate problemele noastre care nu se vorbească de Dumnezeu. Doamne, stăm aici în fața Ta, în fața cuvântului Tău. Amin. Trebuie să te bun, Doamne, ca Tu să cine să înțelegem ce vrei să ne spui. Amin. Te cântare Tu și pe capetă. Ia, Doamne, vrește Tu prin gura Tu. Te glorificăm și Te mulțumim. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul. Mesajul din această dimineață îl dedic unui singur segment de oameni. Mesajul din această dimineață îl dedic tuturor acelora care în aceste zile, care în acest moment sunt în noapte. Mesajul din acest moment îl dedic tuturor celor ce sunteți în întuneric. Și nu mă refer la întuneric fizic, ci mă refer la întuneric spiritual, întuneric moral. Mesajul din această dimineață este special pentru mine
Și este special pentru noi toți care suntem în locul acesta. S-ar putea în acest moment să nu fii în noapte. Însă fii atent, îți dau o veste interesantă. O să ajungi și tu cândva în noapte. Și fie că ești sau fie că vei fi, ai nevoie să te lași încurajat de Cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață. Mesajul acesta l-am numit așa, la miezul nopții. Sau miezul nopții. Adversitățile, necazurile, durerile, încercările, bolile, insuccesul, falimentul, depresia, adversitățile, într-un cuvânt, vin în viața noastră în multe feluri și în multe forme. Adversitățile sau necazurile, vremurile de necaz, de durere, de întuneric, de adversitate, într-un cuvânt, în general vine în viața ta atunci când nu te aștepți. Totul este bine, totul este frumos, totul este albastru și roz și dintr-o dată ești lovit și năucit de adversitate, de durere, de depresie. Până înainte, cu câteva clipe, erai în plină lumină, în plin soare. Îți vedeai chiar și umbra. Însă, dintr-o dată, te trezești în plină noapte, într-un întuneric foarte dens. Am învățat un lucru în viața mea până acum. Adversitatea, nu trebuie să o inviți tu, că vine ea singură. Adversitatea, necazul, încercarea, n-are nevoie de invitație, pentru că el vine din când la fiecare dintre noi. Fii atent. Dacă ești ființă umană, vei avea parte de adversitate. Dacă ești ființă umană, vrând nevrând, mai curând sau mai târziu, și poate chiar în aceste momente, tu, când asculți mesajul acesta, aici sau pe internet, tu ești în plin întuneric, ești în plină noapte, însă mesajul acesta este pentru tine, tocmai în această dimineață. Pentru unii dintre noi, viața este o continuă furtună. Unii dintre cei ce stați și mă ascultați în acest moment, sunteți de ani de zile în întuneric. Unii de ani de zile sunteți în depresie și în încercări și în dureri. Pentru unii, viața este o continuă durere, încercare, necaz. Fii atent însă, te încurajez. Dacă ești ființă umană, nu vei fi scutit de adversități. Dacă ești ființă umană, nu vei fi scutit de necazuri. Și Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne avertizează și ne spune tuturor celor ce suntem în lume, zice așa, în lume veți avea necazuri. Spre surprinderea mea, Domnul Iisus Hristos nu ne avertizează, zice, fiți atenți, în lume veți avea bucurii. Și Domnul Iisus Hristos spune exact opusul, spune, în lume veți avea necazuri. Însă să vă dau vestea bună. În lume veți avea necazuri, dar fiți atenți, în lume veți avea și bucurii. În lume veți avea necazuri, însă necazurile acestea sunt împletite cu multă bucurie. Slăviți să fie Dumnezeu! Una dintre senzațiile ciudate pe care le ai atunci când ajungi în noapte este acesta. Auziți această senzație pe care unii dintre noi o avem și cred că majoritatea dintre noi o avem. Ni se pare că furtuna nu se mai sfârșește. Ni se pare că noaptea nu se mai sfârșește. Ni se pare că necazuri nu se mai sfârșesc și necazurile nu se mai sfârșesc niciodată. Însă vă dau o veste foarte bună. Toate sunt vremelnice. Mai țineți minte cântarea aceasta? În lumea aceasta toate strecătoare se duc întuna, toate vor pieri. Și lucruri care fac inima să doară, colo în cer sus, vor fi doar amintiri. Dar până atunci voi lăuda pe Domnul, până atunci cu drag voi asculta, până în cea zi când în cer voi ajunge, în ziua când îl voi vedea. Unii ați cântat fals, luați-vă după mine. Însă, realitatea este aceasta. Avem deseori
deseori senzația că furtuna nu se mai sfârșește. Avem deseori senzația că noaptea nu se mai termină. Însă am descoperit un lucru foarte important și celebru pe paginile Sfintelor Scripturi. Unul dintre scopurile pe care Dumnezeu le are atunci când îngăduie să ajungem în noapte. Scopul pe care Dumnezeu îl are atunci când îngăduie să ajungi în furtună este ca prin furtună și când ești în noaptea mai densă a vieții tale și în încercarea cea mai mare a vieții tale, scopul lui Dumnezeu este să te maturizeze. Scopul lui Dumnezeu este să te crească. Știți, florile cresc și ziua și noaptea. Ciupercile, plantele cresc și ziua și noaptea. Noi creștem nu numai ziua, noi creștem și noaptea, slăviți să fie Dumnezeu. Știți? Dumnezeu îngăduie să trecem prin noapte și s-ar putea să fii în mijlocul nopții, tocmai în acest moment, pentru a învăța să nu ne punem speranța nici în oameni, nici în lucruri. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie să trecem prin furtuni și acolo te trezești singur este să nu-ți mai pui încrederea în nimeni decât în El. Și rugăciunea mea în această dimineață pentru noi toți care ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu este aceasta: Doamne, ajută-ne să învățăm să ne punem încrederea numai și numai în Tine și în Cuvântul Tău, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Știți, credința se maturizează și ți se maturizează în funcție de modul cum acționezi când ești în furtună. Credința ți se maturizează și îți crește în modul de cum acționezi atunci când te trezești în plină noapte și adevărul acesta este foarte important pentru fiecare dintre noi. Știți ce s-a întâmplat cu Pavel și cu Sila? Doi titani ai Scripturii și ai Noului Testament? S-au dus în Filipii. Filipii este prima, a fost primul oraș în Europa. S-au dus în Filipii să predice Evanghelia. Erau în voia lui Dumnezeu. Au ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel și Sila se supune poruncii lui Dumnezeu și se duc și predică Evanghelia. Și în timp ce predică Evanghelia sunt arestați, sunt aruncați în celula de maximă siguranță din pușcăria din Filipii. Și de ce? Pentru că predicau Cuvântul. De ce? Pentru că s-au supus Cuvântului lui Dumnezeu și pentru că erau tocmai în centrul voii lui Dumnezeu, au ajuns în centrul pușcăriei. Dar cum știu că asta este o consolare? Atunci când ești în voia lui Dumnezeu, în centrul voii lui Dumnezeu și încep să apară adversitățile, ești totuși consolat. Pentru că știi, mă, sunt în centrul voii lui Dumnezeu, mi s-a întâmplat asta, înseamnă că Dumnezeu știe mai bine. Dar vă dau un alt scenariu. Dar atunci când faci prostii și din cauza prostiilor tale, te trezești în noapte. Mai este nădejde. Vă dau o veste bună. În lumea aceasta, toate sunt trecătoare. Amin. În lumea aceasta, întunericul este trecător. Și când ești în voia lui Dumnezeu și când ai făcut o anume gafă și te-ai trezit tu din cauza prostiei tale, în întuneric și noapte, îți dau vestea cu cea mai mare nădejde, totul va trece. Inclusiv când tu ai făcut anumite prostii și șmecherii și te-ai trezit în noapte și asta va trece, secretul este atunci să strigi mai tare către Dumnezeu și Dumnezeu te va asculta, slavă lui Dumnezeu. Amin. Hai să vă spun acum câteva lucruri superbe care le-am descoperit în textul acesta. Ceea ce parcă mie îmi place cel mai mult la Pavel și la Sila este următorul fenomen și următorul adevăr și următoarea realitate. Este că în ciuda adversităților, în ciuda necazului, în ciuda ciudei lor, când erau în întuneric, când erau în noapte, când erau necăjiți și erau în mijlocul durerii, știți ce făceau? Încă credeau în Dumnezeu. Amin. Și asta este mare bine. Când ești în cea mai densă noapte din viața ta, fii deștept, nu fii fraier.
Când ești când lumina a dispărut și întunericul te înconjoară pe dinainte pe și pe dinapoi, fii înțelept, încrede-te în Dumnezeu. Stai lângă Dumnezeu și nu fă reacție. Când vine întunericul peste tine și te trezești pe noapte, fie că tu ești de vină, fie că alții sunt de vină, fie că tu singur te-ai băgat în noaptea aceea și știi că tu ești autorul moral al acelui dezastru, fii atent. Și atunci, când cazi, învață să cazi în genunchi. Când cazi, când aluneci, învață să aluneci și să cazi în genunchi și acolo din genunchi să te rogi lui Dumnezeu și să ai încredere în Dumnezeu. Ăștia, în timp ce erau la miezul nopții, spune Scriptura. Știi ce făceau ăștia doi? La miezul nopții, oamenii aceștia încă credeau în Dumnezeu și se închinau lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Când ești la miezul nopții, să nu te îndepărtezi de Dumnezeu. Și să te apropii de Dumnezeu. Când rugăciunile nu sunt ascultate și ești în miezul nopții și este miezul nopții pentru tine, nu te înfuria pe Dumnezeu. Ci apropie-te de Dumnezeu. Că El este mai tare decât orice Goliat, decât orice leu și El este mai tare decât orice întuneric din viața ta. Textul acesta îmi spune mie și îmi spune și vă spune și dumneavoastră un lucru pe care știm cu toții. Nu se văicăreau la miezul nopții. Și oamenii aceștia la miezul nopții se închinau. Și am învățat un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Atunci când te trezești la miezul nopții și ești întuneric, besnă. Închină-te lui Dumnezeu. Amin. Închină-te, Domnule, lui Dumnezeu. Doamnă, închină-te lui Dumnezeu. Pune-te pe genunchi și ai curaj să te încrezi în Dumnezeu chiar atunci când ești la miezul nopții. Pasajul meu favorit din Cartea Faptele Apostolilor este tocmai versetul 25 din capitolul 16. La miezul nopții. Asta este unul dintre mesajele și pasajele mele favorite. La miezul nopții. Ăștia erau în întuneric besn acolo și Biblia spune că la miezul nopții s-au întâmplat câteva lucruri uimitoare. Acum, când ești în întuneric, nu-ți place. Așa? Dacă sunteți ca mine, făcuți din carne, oase și sânge, ceva sânge. Când ești și te trezești în întuneric și la miezul nopții, nu-ți place. Dacă îți place, ai o problemă. Miezul nopții, și nu mă refer acum la miezul nopții ăsta fizice când dormi, ci mă refer la necazul și la miezul necazului și când a venit peste tine tăvălugul încercărilor și adunărilor, nu ne place. Dar am învățat din Cuvântul lui Dumnezeu o chestiune foarte importantă pe care vreau să vă spun în această dimineață. Miezul nopții, fraților, este o perioadă de tranziție. Miezul nopții nu este o perioadă veșnică. Amin. Amin. Miezul nopții, fii atent. Poate că ești exact în centrul nopții tale și te doare și ești speriat și ești îngrozit. Însă vă dau o veste bună. Miezul nopții este trecător. Miezul nopții este tranzitoriu. Miezul nopții este o perioadă de tranziție. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că treci de la ziua veche, treci la ziua nouă. Și dacă ești în miezul nopții, îți dau o veste bună. Miezul nopții înseamnă că treci de la vechi la nou. Unii dintre noi avem nevoie de miezul nopții tocmai pentru a trece de la vechi la nou. Tocmai pentru a trece de la urât la frumos. Tocmai de a trece de la firesc la spiritual. Doamne, ajută-ne la aceasta. Miezul nopții este o perioadă de tranziție. Înseamnă că treci de la ziua veche la ziua nouă. Și ce înseamnă asta pentru mine, miezul nopții? Înseamnă că Dumnezeu îți face parte curând de un nou început. Amin. Mulțumesc de aminul puterea. Amin. Ce bine ar fi să credeți asta. Amin. Când ești la miezul nopții, pregătește-te. Încrede-te în Dumnezeu, închină-te lui Dumnezeu, fă ca Pavel și Sila și așteaptă, pentru că urmează un nou început, urmează să se termine ziua veche și pentru tine urmează o eră nouă dacă ești în miezul nopții, dacă ești în miezul întunericului, dacă întunericul te bombardează pe toate părțile și e speriat.
Ține cont de cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, chiar în această dimineață. Miezul nopții este tranziție de la vechi la nou, de la întuneric spre lumină și este un nou început, slavă lui Dumnezeu. Amin. Unii dintre noi însă avem impresia, că perioada asta de tranziție însă este foarte scurtă. Nu întotdeauna este scurtă. Uneori, perioada asta de tranziție este destul de lungă. Am spus la începutul acestui mesaj că unele furtuni durează în viața noastră ani de zile. Însă, mie Dumnezeu mi-a spus să vă zic în această dimineață că tu ești la miezul nopții. Că pentru tine urmează ziua cea nouă. Amin. Dacă vei avea înțelepciunea, îndrăzneala și forța să te încrezi în Dumnezeu și să te închini lui Dumnezeu și să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Mi-au atras atenția în Scriptură câteva chestiuni foarte importante. Biblia vorbește despre câteva ori și folosește sintagma asta la miezul nopții sau miezul nopții. Și m-a interesat chestiunea asta, mi-a atras atenția și am căutat în câteva pasaje din Vechiul și din Noul Testament și spre surprinderea mea mi-am dat seama că Dumnezeu la miezul nopții își dă întâlnire cu diferiți oameni. La miezul nopții. La miezul nopții, Biblia ne vorbește despre surprizele de la miezul nopții. Și, bună, Biblia ne vorbește despre strigătul de la miezul nopții. Țineți minte cele 10 fecioare care l-așteptau pe Iisus Hristos să vină. 5 erau nebune, 5 erau înțelepte. Și zice Scriptura, la miezul nopții s-a auzit o strigare. Vine mirele. Ieșiți-i în întâmpinare. Asta este strigarea, este strigătul de la miezul nopții. Vino, Doamne Iisuse! Amin. Ce face Dumnezeu la miezul nopții? Fiți atenți ce face Dumnezeu la miezul nopții. Mi se pare foarte important ce face Dumnezeu la miezul nopții. Dumnezeu la miezul nopții lucrează. Dumnezeu, diferit de noi, la miezul nopții, Dumnezeu nu doarme. Amin. Și ce făcea temnicerul din Filipii la miezul nopții? Făcea nani-nani, tipul. Da. Și ce făcea Dumnezeu la miezul nopții? Era în vizită în penitenciarul din Filipii. Și spune că ăștia, în timp ce credeau, se rugau și cântau. Dar nu cântări de voicăreală, ci cântări de laudă. Zice, în timp ce cântau și lăudau pe Dumnezeu și cântau cântări de laudă, zice, pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși ascultau și acum, atenție, ce face Dumnezeu la miezul nopții? Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ. Și ce s-a întâmplat? La miezul nopții, Dumnezeu a hotărât să facă o vizită în pușcăria din Filipii. La miezul nopții. Știți de ce? Pentru că erau acolo câțiva oameni care cântau și se închinau lui Dumnezeu. Amin. Și Scriptura ne spune că la miezul nopții, Dumnezeu a intrat în acțiune. Glorie lui Dumnezeu. Amin. Fii atent, dacă ești pe la miezul nopții, nu te teme, ci doar laudă pe Dumnezeu. Amin. Amin. Și sunt câteva persoane aici în această dimineață și tu, tocmai în momentul acesta, ești la miezul nopții. Învață de la Pavel și de la Sila. Învață să te închini lui Dumnezeu, învață să-L iubești pe Dumnezeu, învață să crezi în Dumnezeu, chiar și când ești la miezul nopții, și învață să fii în expectativă. Pentru că la miezul nopții, Dumnezeu nu doarme și Dumnezeu doarme. Dumnezeu nu doarme și Dumnezeu lucrează. Oamenii dorm la miezul nopții, temnicerii dorm la miezul nopții, însă fiți atenți, Dumnezeu nu doarme la miezul nopții, zice, deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ. Dumnezeu la miezul nopții lucrează. Slavă lui Dumnezeu! Vă mai dau încă un exemplu din Vechiul Testament, în Exod, la capitolul 12. Și ce făcea Dumnezeu la miezul nopții? Dumnezeu la miezul nopții, în Exod, capitolul 12, și-a trimis îngerul prin Egipt. Și Biblia spune că i-a omorât pe toți, și asta este un lucru foarte dureros, pe toți întâi născuți. Însă tot la miezul a egiptenilor, tot la miezul nopții, Dumnezeu a mai făcut ceva. Dumnezeu la miezul nopții, prin îngerul acela, privea cu atenție. La miezul nopții, Dumnezeu privea cu atenție, știți pe ce? Pe pragurile caselor.
să vadă urma de sânge. La miezul nopții Dumnezeu se uita pe ușorii ușilor, pe pragurile acelea, să vadă sânge. La miezul nopții, vă atrag atenția și vă aduc aminte și vă dau o veste foarte bună, la miezul nopții Dumnezeu e cu ochii deschiși. La miezul nopții Dumnezeu își protejează poporul. Tocmai la miezul nopții slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Dumnezeu la miezul nopții lucrează. Dacă tu ești în miezul nopții, dacă ești în miezul întunericului și ești copilul lui Dumnezeu sau vrei să te faci copilul lui Dumnezeu și începi să te închini lui Dumnezeu și să strigi către Dumnezeu și să te bazezi pe Dumnezeu, fii atent. Dumnezeu te va proteja. Dumnezeu te binecuvintează și Dumnezeu te vizitează, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Și fiți atenți încă ceva cu privire la Dumnezeu și cu privire la miezul nopții. Biblia Matei la capitolul 25 spune că la miezul nopții va veni Iisus Hristos. Amin. La miezul nopții. Mai țineți minte cântarea? La miezul nopții va veni Iisus cu pas domnul și vai de cer ce-l va găsi pierdut cu suflet. Și haideți să cântăm încă o dată cântarea asta, că ne aduce aminte de lucrul acesta. De la strofate. Hai să vă spun și să vă înțeleg cum se cântă cântarea asta. La miezul nopții va veni Iisus cu pas domnul. Ceea ce se întâmplă în jurul nostru, numai un pic să sapi
și să cobori în profunzime și în adâncime și te sperii. Noi trăim aproape de miezul nopții, dacă nu cumva a sunat orele 00. Spre surprinderea mea, îmi dau seama că în Europa oamenii se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. România, în întreaga lume, este numărul 2 la voturi. Doamne, iartă-ne! Omorând cei mai mulți copii aproape din întreaga lume. Doamne, iartă păcatul acestei națiuni. Noi, ca români, suntem o țară foarte religioasă, însă suntem o țară deja neopăgână. Noi ne numim creștini, avem cele mai multe biserici, avem cele mai multe catedrale și construim acum catedrala națiunii și a poporului. Dar omorâm copii. Distrugem caractere și ne mâncăm unii pe alții. Doamne, iartă-ne! Țara aceasta, fraților, e la miezul nopții. Însă la miezul nopții s-a auzit strigarea. Și ce fac creștinii adevărați la miezul nopții, spiritual vorbind? Veghează. Amin. Noi mai veghem, fraților? Mai veghem? Suntem deja spre orele 00. Mai veghem? La miezul nopții, fecioarele înțelepte vegheau și au auzit strigarea și cele înțelepte și cele neînțelepte, însă erau pregătite doar 5 dintre ele. Ne apropiem de miezul nopții, dacă nu cumva suntem la miezul nopții. Vine Iisus Hristos. Amin. Întunericul nu este veșnic, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe pământ. Și vine lumina veacurilor și lumina veacurilor este Iisus Hristos, gloria lui Dumnezeu. Vreau să închei. Știți ce fac oamenii serioși la miezul nopții? Oamenii serioși în întunericul spiritual în care se află Europa. În întunericul spiritual în care se află America. În întunericul spiritual în care se află întreaga planetă. Oamenii adevărați, creștinii adevărați la miezul nopții se închină lui Dumnezeu. Lumea este în miez de noapte, în miez de noapte spirituală și morală și economică. La miez de noapte s-a auzit strigarea, fiți atenți, la miez de noapte Dumnezeu lucrează, la miez de noapte oamenii înțelepți veghează și la miez de noapte va veni Iisus Hristos, glorie lui Iisus Hristos. Și dacă vă veți face cândva timp să citiți în Noul Testament, în Evanghelie și în tot Noul Testament, veți vedea că Domnul Iisus ne dă câteva indicii cu privire la venirea sa și spune atunci când omul se așteaptă mai puțin. Atunci vine Iisus Hristos. Atunci vine Mirele. Slavă lui Iisus Hristos. Eu nu știu unde te afli în momentul acesta. Însă dacă ești în întuneric, încrede-te în Dumnezeu și va veni lumina. Poate că ești în miez de noapte, pe la miezul nopții, Dumnezeu a intervenit într-un mod spectaculos în viața celor doi bărbați ai lui Dumnezeu. Și pe la miezul nopții, temnicerul care dormea a fost trezit. Unii dintre noi, pentru a ne trezi, avem nevoie de câte un șoc din partea lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu, tocmai pentru că ne iubește, uneori ne cutremură viața. Știi? S-ar putea să fii la miez de noapte, dar fii atent. S-ar putea ca viața ta să fie zdruncinată și cutremurată. Știi ce înseamnă asta? Este tocmai dovada iubirii lui Dumnezeu. Că nu te-a lăsat să dormi în noapte. Și la miez de noapte, Dumnezeu este dispus să te trezească. Slavă lui Dumnezeu!